Eu eram primul cardiolog care făcuse într-adevăr specialitatea de cardiologie adevărată după tratatul de cardiologie internațional după Braunwald. Și aici, când am venit, n-am găsit nimic ca și secție. Abia se dăduse drumul la rezidențiat, la secundariat, cum îi spuneam noi pe atunci, și au venit o generație întreagă de doctori, tineri foarte bine pregătiți, și a trebuit să înființăm secții, compartimente. A fost o muncă uriașă, și dar pe care am făcut-o cu foarte mult drag, cu foarte multă dăruire. Este un moment omagial. Nu poți să nu ai în minte acest parcurs lung de la clipele de constituire ale spitalului, cu toate privațiunile pe care le știm și au existat în vechiul regim, și cu acest salt valoric, să spunem, cu această deschidere către dotare, către asigurarea unor condiții și a unei expertize profesionale care să ne apropie ca spital județean de spitalele clinice universitare. Cred că aici e marea realizare de a se ecartul acesta să se reducă foarte mult între ceea ce înseamnă un spital județean cu veleități de excelență profesională și o clinică universitară.